Am avut doza noastră de năzdrăvenie în copilărie, de aventuri, de pedepse și de curele de la tata cât eram obraznici. Dacă îmi vorbim de pedepse și restricții, la ce te referi? Tata a fost un om aspru cu noi. Tatăl meu a fost un mic dictator pentru că a avut o copilărie grea. N-a știut să-și arate dragostea. Îmi amintesc că nu mi-amintesc să mă fi luat vreodată tata în brațe și să mă sărute pe obraj. Deci eu nu mi-amintesc, acest gest nu există în copilăria mea. Îmi plăcea muzica lui și mă duc eu la Victor Socaciu și spun: gândim la fel, că simțim la fel, că simțim ceva unul pentru celălalt. Eu eram în această relație complicată, că iubirea transformă oamenii și le dă un curaj nebănuit și îi împinge spre lucruri pe care înainte poate nu le-ar fi făcut. Și atunci am spus: e momentul, acum e momentul. Și atunci am luat decizia să mă despart de Liviu. Și când a sosit momentul ăla, când n-ai mai putut să mai oferi și ai rămas singură în această relație, Marina? Am devenit acel gen de nevastă pe care îl urăsc bărbații. Victor a fost toată viața un rebel. El a tolerat, în numele iubirii pe care o avea pentru mine, a tolerat o vreme aceste opreliști. După care, fără ca eu să știu, a început să le încalce. Aici a început, de fapt, marea trădare. După care a început să meargă foarte des în teritoriu. De cele mai multe ori mergea la niște mici spectacole pe care îi le organiza doamna cu care după aceea a și rămas. Am încercat să-mi salvez căsnicia. Am vorbit și cu respectiva. Dar ți-a fost greu? Știai că te înșală când ai dat față în față cu acea femeie? De față cu Victor. L-am rugat pe Victor să formeze numărul acelei femei, el jurându-mi că n-are absolut nimic. Și i-am spus: te rog din suflet, stai departe de soțul meu. Este un om bolnav de care trebuie să avem grijă. Eu îl iubesc și el mă iubește. Noi avem o familie. Crezi că a fugit de tine iubindu-te? El și-a dorit să se poarte ca și cum e un om sănătos, ori nu era deloc. Ți-a trecut prin minte că dacă ar fi rămas alături de tine, nu ar fi murit? Sunt foarte puțini oameni stabili, fideli, oameni pe care îi luăm de undeva din trecutul nostru. Sunt oameni care au trăit toată viața aproape cu noi. Îi știm din televizorul aproape alb-negru. Au fost copilăria noastră. Au fost tot timpul acolo. Au fost încrederea noastră. În această zi, în oglindă, vă punem una dintre fețele TVR. A fost emblema TVR și a rămas, indiferent de timpuri. A preferat să nu fugă, să nu plece. A învățat asta din copilărie. Așa i-a spus tata, să rămână tot timpul acolo, să nu plece când e greu. Marina Almășan vine pentru prima dată cumva la o televiziune comercială. Mulțumesc mult, Mihai, și bună ziua privitorilor voștri, care înțeleg că sunt din ce în ce mai mulți și vă felicit. Înseamnă că ați apucat un drum bun și vă doresc să fie lung și fără opreliști. M-ai speriat puțin cu noi care facem parte din trecutul vostru. Adică deodată m-am simțit așa un soi de dinozaur, un pitecantrop. Eu n-am prins televiziunea alb-negru. Eu am venit direct în cea color. Și începutul meu a fost cumva similar cu începutul unei noi Românii. După acel decembrie 89, când România s-a restartat, atunci a început și cariera mea de om de televiziune. Până atunci eram un tânăr jucăuș, căruia îi plăcea să scrie foarte mult, dar pe care cuvântul scris îl mulțumea întru totul. Niciodată n-am visat că voi ajunge să mă și văd pe sticla unui televizor. Și atunci când îți visezi cel mai puțin viitorul, atunci el se întâmplă taman așa cum nu te aștepți. Am avut chiar și oferte pe care le regret foarte mult, pe altele nu. Pot să spun că m-am abținut la timp. Unele le regret foarte mult, însă, așa cum ai spus și tu în intro, educația pe care mi-a dat-o tatăl meu presupunea că un om trebuie să fie loial și fidel celor care i-au deschis porțile spre notorietate
Și atunci mi-am zis așa, de ce să trădez televiziunea română, când de fapt aici am făcut ochi ca om de televiziune, când ea m-a făcut să devin până la urmă cunoscută și n-am avut motive dramatice să plec, cu toate că din punctul multora de vedere ar fi trebuit să fac de mult acest pas. Acum ce să-ți spun, mă apropiu de finalul de carieră și pe undeva, analizând lucruri care mi s-au întâmplat și lucruri care încă mi se mai întâmplă, am acel regret că nu am făcut și acest pas, pentru că de foarte multe ori probabil că m-aș fi putut exprima mult mai bine și mult mai liber. Probabil că ar fi fost și dezavantaje, că nu există nicio schimbare care să fie 100% perfectă, dar nu știu, probabil că am ales varianta confortabilă în detrimentul aventurii din acest punct de vedere. Dar viața încă nu e pierdută. Eu încă sunt un dinozaur activ și cine știe, poate pe ultima 100 de metri s-ar putea să apar la în, ca să zic așa, în cutia unui post comercial. Noi avem această oglindă în față în care proiectăm viețile oamenilor și aș vrea să mergem cumva în partea pe care oamenii poate nu o știu despre tine. Aș vrea să-ți aflăm povestea de viață. Aș vrea să știm cine ești tu dincolo de această cutie a televizorului pe care a scris TVR. Unde este casa copilăriei? Casa copilăriei e în București. M-am născut, dincolo de maternitate, m-am născut într-o casă frumoasă pe fostul bulevard Ana Ipătescu, la Scărcat Argiu acum. Era o vilă superbă, eu nu mi-o amintesc, mi-au arătat-o părinții după, era o vilă superbă, naționalizată, în care un număr de jurnaliști primiseră fiecare câte o cameră, cu baie la comun, bucătărie la comun. Deci au fost vremurile foarte dificile pentru tinerii de atunci, părinții de atunci. După care m-am mutat într-un bloc în Floreasca și practic copilăria mea acolo a fost. Într-un bloc de 12 etaje, într-un cartier frumos. Am fost o elevă foarte bună. Deci, cred că tot de la tata am moștenit această ambiție de a fi întotdeauna foarte bun. Tata m-a învățat să nu existe întrebare la care să nu știu răspuns. Dar ambiția asta, vreau să te întreb lucrul ăsta, a fost o chestie pe care tu ți-ai dorit-o sau asprimea tatălui te-a modelat în felul ăsta? E o nuanță. E o nuanță și acum dacă mă întrebi, să știi că de multe ori mi-am pus întrebarea la ce mi-a folosit. Pentru că a fost o luptă cu mine însă în permanență. Lupta de a fi bun este o luptă foarte grea. Dar ai luptat pentru tine? Pentru mine m-am luptat. Pentru mine m-am luptat pentru că am primit acea savoare, satisfacție a locului întâi. Este o bucurie, bucuria victoriei, să știi că ești mai bun decât cei din jur. Dar când conștientizezi asta? Când devii matur? Nu, copilul, chiar și atunci. Copilul înțelege asprimea procesului de a ajunge acolo? Eu am învățat de foarte mică, adică am fost pusă la muncă de foarte mică, am citit de mică, m-a încurajat tatăl meu să citesc, citeam pe rupte. Deci pentru mine acest proces de a acumula și de a afla răspuns la toate întrebările astfel încât să nu existe întrebare care să mi se pună și eu să nu știu, mi se părea o rușine. Și de aceea acumulam și citeam, dar cu bucurie, deci n-a fost o corvoadă. Nu era nimeni lângă mine care să spună, ai câte pagini ai citit pe ziua de azi? Sau ia să vedem, mă, cum stai cu cartea? Nu. Deci a fost dorința mea și bucuria mea. Am făcut totul foarte natural. Mi-a spus cum îi cheamă pe mama și tata. Tatăl este Cornel și mama este Adelaida. Ai făcut diferență între ei? Ai iubit pe unul da, mai mult? Da, pe mama foarte mult. Pe tata cu măsură și cu spirit critic. Întotdeauna i-am găsit acuze tatălui meu. Ba că e prea sever, ba că nu-mi lasă libertatea de a alege și tot timpul îmi impune să fac lucruri. Tatăl meu a fost un mic dictator pentru că a avut o copilărie grea. Și aici deja cred că tu înțelegi foarte bine ce înseamnă o copilărie grea. O copilărie în care a trebuit să muncească de mic, a rămas orfan de tată de mic și a trebuit să-și susțină mama, care era o femeie simplă de la țară și sora mai mică. Deci erau două femei, practic, în grija unui băiețel care a trebuit să muncească de mic. Și viața asta grea l-a asprit. Și
lucrul acesta s-a văzut după aceea tot timpul. Tata a fost un om care n-a știut să-și arate dragostea, cu toate că are foarte multă dragoste, dar n-a știut să-și o arate, pentru că n-a primit-o nici el de mic. El a fost bărbatul în casă, el trebuia să aibă grijă să fie banul adus în casă, să fie gospodăria îngrijită. Și din acest motiv, și cu mine și cu fratele meu, a fost puțin mai dur decât ar fi, ne-am fi dorit noi și decât erau ceilalți părinți pe care îi vedeam în jurul nostru. A compensat însă mama, care a fost o persoană extrem de caldă și de iubitoare și a suplinit tot ceea ce nu venea dinspre tata, dar dinspre tata au venit o mulțime de alte lucruri bune pentru care îi sunt recunoscătoare. Micuța Marina a suferit? Da, atunci sufeream, da, și nu știam de ce trebuie să-mi dea atâtea pedepse, de ce trebuie să atâtea restricții. După aceea am admis că până la urmă el a știut exact ce urmărește și că m-a ținut pe drumul cel bun. Iar după ce n-am mai fost, în momentul în care am terminat liceul, tata, țin minte, mi-a spus: gata, acum ești pe picioarele tale. Ce ai învățat până acum de la noi, sper să folosești, pentru că noi de acum înainte, eu și mama, nu o să ne mai amestecăm în felul în care îți iei deciziile, în alegerile tale în viață. Și așa a fost. Și am simțit eu că am spus nu multor tentații rele, că au fost în jurul meu multe tentații rele, mai ales după ce am intrat în televiziune, în virtutea acelei inerții dobândită în copilărie. Deci întotdeauna când era ceva ce știam eu din copilărie că nu e bine, mă opream și ziceam: nu, asta nu e drumul meu. Dacă am vorbit de pedepse și restricții, la ce te referi? Aici e o situație amuzantă, pentru că primeam niște pedepse foarte controversate când eram copil. Tatăl meu știa că cea mai mare bucurie a mea este cititul. Nu ieșitul neapărat afară, nu privitul la televizor, nici nu va. Ba da, atunci erau programe la televizor, așa. Nu cumpăratul de, nu știu, jucării sau haine sau altceva, ci cititul. Și atunci, când epuiza toate armele împotriva mea, între ghilimele, și vedea că nu-l ascult, pentru că eu am fost un copil rebel, un copil cu minte, cu drag de școală, dar în același timp cu personalitate rebel. În momentul în care armele deveneau insuficiente, tata spunea: gata, astăzi nu mai ai voie să citești. Și atunci eu înțepeneam: tata, dar te rog frumos că nu mai fac niciodată, dar te rog, lasă-mă să citesc. Nu, nu citești. Am citit un pasaj într-un interviu al tău și vreau să te întreb despre el. Am avut doza noastră de nezdrăvenie în copilărie, de aventuri, de pedepse și de curele de la tata cât eram obraznici. Acum cuvântul curea înseamnă foarte mult. O, da, da, noastre. Da. În general, cam orice măsură de pedepsire a copilului este periculoasă în zilele noastre. Nu, atunci făcea parte din firescul cotidian, adică să iei o chelfăneală de la părinte sau chiar și de la profesor, era absolut în nota caracteristică vremurilor. Nimeni nu o privea ca fiind ceva rău. Toate aveau conotații educative. Cureaua sau nuiaua erau niște prezențe permanente în casele românilor. Sigur că nu vă gândiți acum la curele din acelea, la bătăi cu sânge și cu lacrimi și cu plânsete. Nu, da, așa câte o atingere mai primeam, da, da, mai primeam și eu și fratele meu, dar sigur, plângeam puțin, după care ne gândeam mai bine și realizam că dacă de fapt am greșit, dacă am reușit noi să-l scoatem pe tata din minți încât să-și dea cureaua jos, probabil că am greșit tare. Și exista teamă față de tata? Da, față de tata exista teamă. Da, exista teamă. Tata a fost un om aspru cu noi și nu ne doream să îl supărăm într-atât încât să înceapă pedepsele sau observații primeam tot timpul, acestea erau rezonabile, dar în momentul în care supăram tare, ne era teamă de el. De multe ori complotam cu mama: uite, s-a întâmplat cu tare lucru, dar să nu-i spui lui tata.
Mama încerca să domolească situația, să vă protejeze? Mama era foarte, a fost un om și este în continuare un om foarte cald, care făcea echipă cu noi copii și bea foarte mult soțul, dar avea oarecum o altă manieră de a ne educa. Adică ea era cu duhul blândeții, tata era cu admonestările și cu drumul cel drept, de la care n-aveam voie să ne abatem. Te-a afectat de-a lungul vieții? Da. Tipul ăsta de educație? Da, categoric da, pentru că într-un fel, și aici e un mister, uite, n-am apucat să vorbesc niciodată cu unul din mulții psihologi pe care i-am avut în emisiune. E un mister. Lucruri care pe noi ne-au deranjat cândva, constatăm că ajungem să le facem și noi înșine. Și asta e valabil nu numai în situația asta. Nu știu, oameni care și-au criticat, acum vorbesc inclusiv din TVR, oameni care și-au criticat președinții. Vai, că nenorocitul, că ce face, că nu știu ce, că dacă aș fi eu acolo așa. După care unii dintre ei au ajuns acolo, sus. E, taman greșelile pe care le-au criticat, taman acelea le fac și ei. Așa și în copilăria mea. Am criticat foarte mult severitatea tatălui, faptul că era excesiv de strict în ceea ce privește, nu știu, socializarea mea cu copiii, cu cei din jur. Vremurile erau mult mai liniștite atunci. Iată că eu, în momentul în care am devenit părinte, m-am trezit făcând fix aceleași lucruri. Am fost un om sever, un părinte sever, am fost un părinte care a pretins copiilor să fie în limitele unor reguli care mie mi s-au părut a fi sănătoase încă din copilăria mea. De ce? Acum vremurile sunt puțin altfel și acum cred că eu am făcut-o de teama ca vremurile să nu-mi mutileze copiii, anturajele să nu-mi strice copiii. Și din această teamă și din dorința de a fi tot timpul prezentă și, nu știu, amendând fiecare mică abatere, ca nu cumva să mă trezesc că copilul meu o ia pe un drum greșit, așa cum auzeam în stânga și în dreapta, am fost un părinte foarte sever. Copilul Victoraș, Victor, copilul pe care băiatul nostru, al meu și al lui Victor Socaciu, țin minte că de foarte multe ori îmi spunea, copil fiind, deci era copil, îmi spunea, vai, ești cea mai rea mamă din lume. După care la 18 ani, când am plinit 18 ani, nu mai eram deja cu tatăl lui, Victor fiind un părinte foarte îngăduitor în raport cu mine, pentru că nici nu stătea foarte mult acasă și probabil se simțea vinovat pentru asta și încerca să compenseze fiind foarte îngăduitor cu fiul lui. La 18 ani, Victoraș mi-a spus, mama, vreau să-ți mulțumesc pentru un lucru. Am cuprins această poveste și în cărțile mele. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost severă cu mine. Îmi cer scuze că ți-am spus în prostia mea din copilărie că ai fost cea mai rea mamă din lume. Eu acum, cu mintea mea de acum, consider că ești cea mai bună mamă din lume, pentru că dacă nu erai cum ai fost, eu probabil că nu aș fi ajuns ceea ce sunt. Și m-aș fi pierdut pe drum, cum s-au pierdut X, Y, Z, și îmi dădea exemple de colegi ai lui care, din păcate, erau pierduți pentru societate, între ghilimele. Îmi spui tu că ai învățat, nu ca și copil, ca părinte, că trebuie să plătești acest preț în relația cu copilul, al severității? Mihai, da, eu am fost severă asumându-mi această poziție ingrată de părintele rău. Rău. Un copil judecă foarte rapid și este foarte repezit în a cataloga părintele. Pentru că părintele, de fapt, nu este rău. Părintele e foarte atent sau este foarte prudent sau este foarte responsabil. Și asta, văzut așa din perspectiva copilului, înseamnă răutate. Cu părintele, dacă nu mă lasă să merg la club până la două noapte, e rău. Deci, la copii nu există nuanțe. Bun sau rău? M-a lăsat să mă duc cu colegii la mare? E bun. Nu m-a lăsat? E rău. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu am fost de multe ori copil rău, pentru că am de teama de a... Plus că fac o mică paranteză. Eu am prins la Victor
singură fiind perioada cea mai complicată, pubertatea, a căzut pe spatele meu, pe umerii mei. N-am avut lângă mine atunci un soț care să împartă cu mine responsabilitățile. Și atunci mă gândeam cu groază, dacă îl scap din mână, că să nu mai eu mama lui și cu el, eu și cu el. Adică tu spui că atunci când cântărești, mai bine pierzi un strop de iubire, dar pe termen lung câștigi? Eu așa am judecat. Cred că face parte din moștenirea lăsată de tata. E o judecată ușor spartană. Și acum când te-ai întors în timp, l-ai înțeles pe tata? Multe circumstanțe atenuante au apărut. Nu în tot și toate l-am înțeles. De multe ori a fost exagerat, dar de foarte multe ori îi găsesc dreptate. Dar acum când ne uităm în oglindă, în multe ai găsit dreptate tatălui. Ce nu a înțeles copilul Marina la tata? Nu știu, poate incapacitatea de a-și arăta iubirea și altfel decât prin această grijă exagerată. Mi-ar fi plăcut, eu mi-amintesc, de exemplu, cu durere și regret, că nu îmi amintesc, că nu mi-amintesc să mă fi luat vreodată tata în brațe și să mă sărute pe obraj. Deci eu nu mi-amintesc, acest gest nu există în copilăria mea. La mama e abundență, la tata nu. Nu pot să spun că nu m-a iubit. Sunt sigură, au fost semne mii care au dovedit că suferă pentru orice lucru ușor care mi se întâmplă și că își dorește din toată inima să-mi fie bine. Dar n-am avut parte de această concretă iubire și asta nu o înțeleg nici acum. Deși caut să o înțeleg, încerc să, nu știu, să o explic cu ajutorul copilăriei aspre pe care a avut-o, dar totuși nu înțeleg, adică ar fi trebuit cumva să-și depășească opreliștile. Dar maturul din tine acum, tatăl are 90 de ani, ați reușit să vorbiți? Pentru că voi mai aveți timp. O, da, eu acum am o relație foarte... Acum puteți să vă luați în brațe? Îl iau des pe tata în brațe. Dar el... Te ia în brațe? Se lasă luat în brațe, ceea ce e mare lucru, pentru că în copilărie de câte ori încercam să-l iau în brațe, mă întreba, da, ai vrei ceva de la mine? Urmărești ceva? Adică era totdeauna ceva ascuns în dorința mea de apropiere. Nu, cu tata am o relație foarte bună și m-a sprijinit mult. Mi-a pus oarecare și piedici în cariera mea, pentru că el tot timpul a judecat vremurile acestea prin prisma vremurilor trecute. Întotdeauna îmi spunea, fii prudentă, nu spunea asta că o să-ți fie rău. Tata, nu mai sunt vremurile alea. Sunt aceleași vremuri, doar că par coafate altfel, dar vremurile sunt aceleași. Cumva, cam are dreptate pe undeva. Și de asemenea, și atunci când s-a pus problema să plec la o televiziune comercială de mare succes la vremea respectivă și sunt recunoscătoare lui Adrian Sârbu că a vrut să mă ia în echipa lui, însă tata a fost atât de vehement atunci încât a pus deodată sub semnul întrebării o astfel de alegere. Și atunci, ascultându-l mai mult pe el, cumva și sufletul și loialitatea față de TVR, dar parcă mai mult pe tata, care mi-a spus, nu te duce la patron, pentru că patronul, cât are nevoie de tine să câștige de pe urma ta bani, e bine. Dar după aceea, dacă cumva i-ai ieșit din voie așa, te-a aruncat și ce faci? Eu atunci m-am speriat de perspectiva asta, cu toate că nu cred că aș fi ajuns eu să mă arunce un patron, că sunt un workaholic, sunt un om care aduce bani instituției, sunt un om care are idei, sunt un om care răstoarnă munții pentru profesie. Nu cred că m-ar fi păscut un astfel de pericol. Totuși, am plecat urechea la spusele părintelui. Deci, el a vrut să o facă cu toată dragostea, dar până la urmă, mi-a îngrădit cumva un drum cumva care poate ar fi fost mai bun. Mereu fata lui tata. Deci, și-a ales mai mult. Cu minte, da. Mai mult pentru tata decât pentru tine în unele situații. Da. Și dacă ai fi ales pentru tine, poate ai fi ales diferit. Poate că aș fi ales diferit. Nu, în principiu nu. Nu pot să spun că am ales pentru tata decât așa. Am ținut cont de ceea și ce de spune. Tata. Da. Cum a fost dragostea dintre mama și tata? În vremurile alea, oamenii aveau mai puțin timp de dragoste și munceau de dimineața până seara. Viața era grea și eu mi-amintesc pe amândoi plecând de vreme la servici, întorcându-se mai pe seară,
când erau sleiți de puteri, mama se apuca de cele ale casei, că avea doi copii, de gătit, de dereticat. Sigur că la un moment dat am început și eu să o mai ajut. Tata avea și el o meserie solicitantă și nu întotdeauna venea senin de la servici, pentru că vremurile de atunci nu aduceau satisfacție prea mare unui jurnalist care a crescut cu alte speranțe și așteptări de la meseria asta și a prins niște vremuri care i-au dat peste cap toate aceste așteptări și venea de multe ori supărat, încruntat. Era armonie în familie categoric, deci n-a fost niciodată situația aceea de unul hăis și unul cea. Aveam concedii pe care le făceam împreună. Nu știu, viețile de familie atunci în general ale românilor nu erau așa de spectaculoase, era așa un automatism. Servici, copii, vacanța la mare, vacanța la munte, iarăși ne întoarcem acasă, copiii merg la școală, deci a fost o familie normală, o familie normală în care în niciun caz n-am văzut accese de violență sau, nu știu, vorbe urâte. A fost o familie care a funcționat, o familie trainică, ai mei au 60 ceva de ani de căsnicie, deci mie mi se pare extraordinar de mult. Și eu am plecat de la premisa că voi avea o căsnicie durabilă, făcând exact cum spui tu, ceea ce am văzut acasă. Se pare că abilitățile mele în a alege partenerii nu au fost la nivelul așteptărilor. Adică pot să fiu un elev și un student silitor cu 10 pe linie, dar asta nu înseamnă că ești bun la toate. Uite, sunt unele direcții în care nu-ți iese. O să mergem la următorul capitol în oglindă. Așa cum era de așteptat, aveai să ai un parcurs foarte bun la școală, la facultate, aveai să termini șefă de promoție la Facultatea de Științe Economice. Dar un capitol în biografia ta avea să ne atragă nouă atenția. Securitatea și-a dorit să te aibă. M-ar interesa cum afli că Securitatea vrea să te racoleze. Cum s-a întâmplat episodul ăsta? Eu n-am prea vorbit despre asta. Am ieșit cu recent cu o postare, cred, pe Facebook, pe care a preluat-o presa atunci când Angela Gheorghiu fusese pusă la zid de niște acuzații care se refereau la, mă rog, apartenența ei la, sau colaborările, în fine. Și atunci mi-am amintit de acel episod pe care eu l-am trecut cu vederea pentru că am vrut să-l uit, nu mi s-a părut semnificativ. Dar când eram la facultate, în vremurile acelea, odată că studenții cei mai buni erau în mod automat primiți în rândul membrilor de partid, că mulți zic că ai fost membru de partid, circulă această acuzație la mai mulți. Nu. Noi, tinerii de atunci, cei de 20 de ani, 21 de ani, noi nu aveam treabă cu partidul. Noi nu ne doream să intrăm în partid. Era o regulă. Erai cel mai bun, trebuia să intri în partid. Nu se punea problema să refuze atunci, pentru că se știa că un asemenea refuz ce însemna? Te exclude din orice evoluție a ta. Însemna foarte rău. Însemna foarte rău. Pe atunci noi o consideram ca fiind bun, o recompensă, adică suntem cei mai buni și uite că suntem primiți în rândurile partidului. În fine, eram 80% din studenții erau membri de partid, numai loazele și ultimii așa, și poate câțiva dizidenți reali, că existau probabil și curajoși de genul acesta, doar ei rămâneau pe din afară. Tot în aceeași notă, se pare că serviciile secrete de atunci, securitatea, era interesată în a-și avea niște colaboratori în diverse organizații, medii, inclusiv în mediul universitar. Și atunci își racolau niște colaboratori. Eu nu știam de lucrul ăsta. Dacă de partid știam, dar de securitate știam mai puțin.
În general, tata evita să vorbească acasă despre asta, pentru că el era de părere că nu trebuie să audă copiii lucrurile astea, că după aia cine știe ce vorbesc cu prietenii și cine știe unde se ajunge. Și nu, la noi în casă se evita discuția. Și într-o zi m-au chemat la decanat și mi s-a spus că doresc niște domni să discute cu mine. Și am fost invitată într-un birou, acolo nu mai știu ce birou era, biroul decanului sau nici nu mai știu ce birou era, erau doi domni care m-au vorbit foarte prietenos cu mine, dacă îmi place facultatea, m-au luat pe departe, îmi place facultatea, ce vreau să devin, cum sunt colegii, dacă avem studenți străini în grupă. Bine, mi s-au părut niște întrebări nevinovate, le-am răspuns. După care mi-au spus că, uite, ei mă întreabă dacă eu sunt de acord ca uneori să se întâlnească cu mine, să le povestesc despre ce se întâmplă în jurul meu, dacă există colegi care se revoltă împotriva sistemului, dacă studenții străini fac lucruri care nu sunt așa. Eu, ca fiind un copil foarte cu minte, am venit acasă imediat și le-am povestit părinților. Și l-am văzut pe tata cum se schimbă la față și se ia cu mâinile de cap. Zice, vai de mine, nu pot să cred. Zic, ce? Zice, sper că nu ai semnat nimic. Nu, n-am semnat nimic, dar de ce? Păi vor să te racoleze. Cum, unde să mă racoleze? Că nimeni nu mi-a zis nimic. Mi-a zis doar că vin să discute cu mine dacă e ceva rău. Până la urmă, ce, nu m-au pus să fac nimic rău. Mi-au spus să atrag atenția dacă mi se pare că se întâmplă lucruri. Nu, zice, nu, sub nicio formă să nu intri în jocul lor. Nu trebuie să spui nimănui nimic. Păi dacă vor veni să mă întrebe ce fac, nu știu, faci pe proasta, spui că la noi totul e bine, că toți învață, că toți se pregătesc de viitor, că toți așa. Te rog frumos să nu cumva să marșez pe chestia asta. După vreo lună au venit iarăși domnii respectivi, m-au chemat, deja îi știam, m-am dus la întâlnire, mă răsuna în urechi îndemnul tatălui și au început să mă întrebe. Și cum așa, da la ora profesorului cutare, cum e foarte bine, da? Nu ți s-a părut că profesorul cutare așa mai e mai glumeț, așa mai... Nu, nu, e foarte serios, dar vorbiți numai despre materia în cauză sau... Deci tot felul de întrebări de genul acesta. Acum eu, privindu-le prin prisma atenționării tatălui, mi-am dat seama că nu sunt niște întrebări simple și oarecum fără o culisă a lor. Și făceam exact cum îmi spunea tata, totul e bine, colegii, da, străinii, nu, se întâlnesc străinii între ei, nu, nu, toți învață, toți învață, adică devenisem un oligofren, dădeam niște răspunsuri și, nu știu, ei și-au notat acolo ceva, după care nu m-au mai căutat niciodată. Și tata mă tot întreba, au mai venit? Zic, nu, au mai venit? Nu, să sperăm că ai scăpat. Și ați scăpat. Și se pare că am scăpat. Marina de atunci se pregătea pentru o viață absolut normală, de economist. Absolut normal. Se căsătorește. Da. Cu Dan Liviu Ungureanu. Are și un copil. Totul mergea pe linia vremurilor. Pe linia vremurilor de atunci. În anul 4 de facultate, 80% din colegele mele se măritaseră deja. Eu am intrat într-o ușoară panică, pentru că eu stând toată ziua cu nasul în cărți pe de o parte și cu activități obștești, gârlă, că mă ocupam de 1100 de... Conduceam revista Academiei de Studii Economice, scriam în presa vremii, Viața Studențească, era o revistă în mare vogă atunci. Deci eu eram împrăștiată în 7000 de direcții, nu aveam timp de băiez, de mai ieșeam în gașcă cu colegii, sigur, dar nu aveam timp de... Și brusc, în anul 4... Toată lumea, m-am uitat în jurul meu, fetele erau deja măritate, unele deja erau însărcinate, altele aveau și copil. Pe mama o întrebau toate vecinele, dar ce-i cu Marina la 23 de ani, pe vremea aia, să nu fii căsătorit? Deja era un mare semn de întrebare, ce-i cu fata asta? Adică ea are probleme, de ce nu e încă măritată? Și atunci eu cumva am intrat în panică, zic, măi, o fi ceva neregulă dacă rămân fată bătrână, adică eu îmi doream familie, îmi doream copil. Și atunci m-am uitat puțin așa în jurul meu și unul dintre băieții care îmi făceau curte
mi s-a părut a fi un băiat foarte potrivit pentru o viață de familie. Era absolvent de politehnică, era mai mare cu 3 ani, adică avea toate criteriile, datele după care noi fetele de atunci, ne ghidam. Să aibă un serviciu bun, era inginer, să fie puțin mai mare, 2-3 ani era atunci moda, era cu 3 sau 4 ani mai mare, să fie un băiat liniștit, era un băiat liniștit, gata, zic, m-am măritat și eu, că dacă ăsta e trendul, și m-am măritat. N-a fost o iubire, a fost mai mult o judecată, a fost un băiat bun, ceea ce o susțin și acum, doar că după aceea mi-am dat seama că o căsnicie înseamnă mult mai mult. Când ți-ai dat seama? Foarte repede. Pentru că stând împreună, pe atunci încă nu apăruseră căsătoriile de probă. Cei doi se mutau împreună numai după ce se căsătoreau. Și stând împreună, mi-am dat seama că de fapt nu ne leagă mai nimic. Că avem un mod diferit de a gândi, de a vedea lucrurile, avem un trecut diferit care ne separă felul de a lua decizii și de a judeca ceea ce se întâmplă în jurul nostru. N-aveam ce să-i reproșez în mod concret. Era un om serios, mergea la servici, venea acasă, nu pierdea vremea cu băieții pe la beri sau pe la meciuri. Doar că în momentul acela se cam rupea filmul, adică nu aveam despre ce să vorbim, aveam universuri diferite, o educație ușor diferită. Mai târziu am văzut că avem și convingeri politice diferite după Revoluție. Și uite așa s-a erodat. Eu îmi doream foarte mult familie, dovadă că am și făcut copil chiar după ce simțisem că nu este ceea ce îmi trebuie această căsnicie. Dar că nu erai iubită? Ba da, eram iubită. Da, eram... Dar iubeai? Nu cred. Sau nu înțelegeai conceptul atunci? Nu era... După aia mi-am dat seama că nu era iubire. Eu țineam la omul respectiv. Îl respectam, îl apreciam pentru părțile lui bune, dar nu era iubire. Te întreb pentru că tu ai două momente în viața ta cu Victor Socaciu și cumva cred că ai avut noțiunea despre dragoste. Voi aveți două momente în timp. Este momentul din anul 1980 și vreau să știu dacă a fost dragoste la prima vedere și un alt moment în timp când voi vă regăsiți și vă căsătoriți. Vreau să știu dacă în anul 1980, când vă întâlniți pentru prima dată, unul la mână, cât v-ați întâlnit și dacă a fost dragoste la prima vedere? Era în 82 și eram studentă în anul întâi. Eram crainic la Radio Vacanța Costinești. Am făcut parte din echipa lor și mă bucur tare mult că practic asta a fost primul meu contact cu audiovizualul. Deci mai întâi a fost cu audio. Și am învățat foarte mult atunci, foarte, crăinicie, live, de la Andrei Partoș am învățat foarte multe, în fine. Și atunci, într-una din zilele în care eram eu de serviciu la microfon, vine unul din tehnicienii postului și spune, băi, știți că, nu mie, în general la sus, știți că pe terasa de lângă Radio Vacanța, la coadă, la mici și la cârnați, este Victor Socaciu? Și toți, wow, da? Da. Restul au rămas toți acolo. Eu zic, ia să mă duc și eu să-l văd cum arată, că nu l-auzisem decât la radio. Pe mine tata nu mă lăsa să mă duc pe vremuri la cenacul Flacăra, pentru că era desfrâu și nu aveam voie. Îl ascultam la radio. Și zic, ia să mă duc și eu să văd cum arată ăsta. Și mă duc pe terasă. Era o coadă de vreo 30 de persoane care stăteau să iau un carton cu cârnați sau un carton cu mici. Și mă duc la direct glonț, că mi-am dat seama imediat care e Victor Socaciu, că îl văzusem în fotografii. Mă duc glonț la el și zic, bună ziua, nu vă supărați, eu lucrez aici la Radio Vacanța. Vreți să vă iau eu ceva ca să nu stați la coadă? S-a uitat așa la mine și zice, da, mă interesează, doi cârnați. Și bine, haideți că mă duc, eu mă duc repede în spate. Și zic, nea, nu știu cum îl chema, dă-și mie pe un carton doi cârnați, alege-i mai frumoși, așa, pune-și muștar acolo, pune două chifle proaspăte, așa, și mă duc eu la Victor Socaciu și spun, uitați! După episodul respectiv, mă întreabă în radiovacanță, mă întreabă toți, te-ai întâlnit cu Socaciu, cum a fost? Păi uite că i-am luat doi cârnați și două chifle și muștar și i-am dus, și ce, cum a fost? Păi, mi-am mulțumit.
Păi și atât? Păi da! Și asta a fost întâlnirea noastră. După atâția ani reîntâlnindu-ne, nu știu, după 1996, vreo 95. 95. Deci au fost vreo 13 ani, așa, ne-am reîntâlnit, am rememorat episodul și culmea, bine, nu știu dacă n-a fost doar drăguț, așa, el spune că și-amintea. Ce mi-amintesc că a venit la mine o tânără mai bondoacă, erai creață? Zic, da, eram creață, eram moda permanentului, toate fetele își făceau părul creț. Da, eram creață și, într-adevăr, eram mai bondoacă, eram mai micuță, mai rotunjoară, așa. Și, da, mi-amintesc că a venit cineva la mine, o domnișoară așa, creață și bondoacă, și mi-a cumpărat niște crnați fără coadă. Ei, eu am fost aia, extraordinar, ce mică e lumea. Dar l-ai plăcut în anii 80? Îmi plăcea muzica lui, pe care o ascultam. Dar de el ca bărbat? Nu cred că am fost atent atât de mult. Nu. Nu mi-a displăcut, adică n-am zis, vai ce urât era. Dar nu mi-a rămas așa în minte. Și în 95, tu erai o femeie singură? Nu, eu eram o femeie căsătorită. Eu eram o femeie căsătorită cu o căsnicie pe care o trăgeam după mine și cred că după noi, pentru că amândoi deveniserăm conștienți de faptul că nu merge. Dar apăreau acele probleme ale vremii. Ce facem? Ne despărțim. Ce o să zică părinții? Ce o să zică vecinii? Ce o să zică cei de la servici? Ce o să zică societatea? Ce o să zică ONU, NATO, UE? Nu exista UE pe atunci. Și atunci tot amânam momentul. Dar era o singurătate în doi, ca să spun așa. În momentul în care Victor a devenit colaboratorul nostru, lucrurile au luat-o foarte încet, adică ne-am plăcut, colaboram bine, ne simpatizam reciproc, mai stăteam la o cafea, deci a fost aproape un an de colaborare în care noi ne-am dat seama că gândim la fel, că simțim la fel, că simțim ceva unul pentru celălalt. Eu eram în această relație complicată, el avusese și el o relație, o căsnicie cu o actriță foarte frumoasă și foarte o femeie deosebită, dar înțeleg că relația lor se terminase înainte, se despărțiseră cu mai mult timp înainte. Lumea îi credea încă împreună, de aceea mie de multe ori mi s-a spus că m-am băgat în casa lui Socaciu, dar ei erau despărțiți deja când Victor s-a cunoscut cu mine. Și atunci am simțit că trebuie să fac ceva cu viața mea și deja nu mi-a mai păsat atât de mult de ce o să zică lumea. Și atunci, având curajul pe care ți-l dă iubirea, că iubirea transformă oamenii și le dă un curaj nebănuit și îi împinge spre lucruri pe care înainte poate nu le-ar fi făcut, și atunci am spus, e momentul, acum e momentul. Și atunci am luat decizia să mă despart de Liviu și să merg cu Victor. Ți-a fost mai greu de reacția lumii sau de reacția tatălui? Cu cine ți-a fost mai greu să discuți? Părinții mei știau că nu merge bine mie în căsnicie. Deci era un lucru știut în familie. Nu divorțase nimeni în familia noastră, bunici și mătuși, unchi, era cumva, nu știu, momentul divorțului era privit ca fiind ceva îngrozitor. Dar ei vedeau că nu merge bine treaba și tot încercau să, nu știu, să ne reorienteze pe un alt drum, să ne dea niște sugestii, idei, dar nu poți. Când ceva nu funcționează, sfaturile celor din jur sunt așa cam ca o frecție la picior de lemn. Părinții mei treceau ca fiind părinții unui copil de nota 10, care a fost întotdeauna corectă, pe drum. Deci eu eram copilul acela cu minte, care nu și-a dezamăgit niciodată părinții, care venea tot timpul acasă cu coroniță pe cap, care a terminat facultatea prima pe țară, care scria în ziare, care făcea crăinicie la Radio Vacanța. Deci cumva aș fi aruncat asupra întregii imagini pe care și-o făcuseră toți și îi admirau pe părinții mei, cumva aș fi aruncat cu această pată a divorțului și mai mult pentru ei
îmi părea rău să le stric această imagine de copil cu minte cu care ei erau, se simțeau confortabil, că erau lăudați de toată lumea. Când ne uităm acum în oglindă și mergem la Marina în anul ăla, îți aduce aminte momentul când ți-ai recunoscut ție că trebuie să iei decizia asta, punctul? Eu am avut de multe ori în mintea mea decizia că trebuie să fac acest pas, dar n-am avut o motivație. Adică și cred motivația că mi-a fost și puțin aia finală? Aceea a fost motivația finală, apariția lui Victor și curajul pe care mi l-a dat această relație, care mi-a demonstrat că, domnule, totuși în viață ai dreptul să mergi și spre fericirea ta, să nu mai faci lucrurile politically correct, să mergi și spre ceea ce îți spune sufletul. Dar dubii în privința lui? Era un bărbat extrem de dorit de femeie atunci. N-ai avut temeri, frici, că te bagi într-un necunoscut în care s-ar putea să suferi? Cred că mi-am asumat aceste riscuri. Le vedeam. Au fost unii care chiar mi le-au prezentat foarte franc. Măi, vezi că vei avea aceste probleme. Și eu atunci în mintea mea, știindu-mă pe mine că sunt un om puternic și dacă îmi propun ceva, eu o să reușesc, și știind că îl iubesc foarte mult pe Victor și știind că la acea vreme mă iubea și el foarte mult, mi-am zis, domnule, dacă eu îl iubesc și eu sunt un om puternic și pot să fac acest lucru să funcționeze și să dăinuie. Deci nu văd de ce ar pleca în altă parte dacă eu acestui om o să-i ofer tot ceea ce am înțeles eu în acest an cât am conversat și am vorbit, am înțeles că îi trebuie asta, o susținere în carieră, își dorea foarte mult un copil. Deci eu am crezut că pot să-i ofer și până la un moment dat am fost chiar sigură că i-am oferit. Și când a sosit momentul ăla, când n-ai mai putut să mai oferi și ai rămas singură în această relație, Marina? Nu, eu n-am rămas singură în relație. Eu am rămas singură cu totul. Deci, în momentul în care s-a terminat relația, atunci am rămas cu adevărat singură. N-am avut perioada de singurătate, anii de singurătate pe care i-am avut în precedenta căsnicie. Nu, aici un rol foarte mare l-a jucat boala lui Victor. Boala lui Victor. Victor care a suferit de un diabet pe care l-a ținut ascuns de cei din jur, l-a și diagnosticat foarte târziu și l-a diagnosticat din cauza cicălelii mele, care l-am trimis la medic, îl tot trimiteam la medic, el refuza și până la urmă a trebuit să meargă și a constatat că e foarte bolnav. Și acest diabet netratat cum trebuie și privit de el cu o foarte mare ușurință a dus la niște complicații irreversibile. Deci Victor a ajuns la acel transplant renal care i-a întors peste cap toată viața. Și viața familiei noastre. Din momentul acela, viața familiei noastre a fost dată peste cap. Iar eu, pentru că din copilărie am fost obișnuită să ascult, să fiu foarte conștiincioasă, eu am respectat întru totul ceea ce mi-a spus medicul care l-a transplantat și mi-a spus, doamna Marina, din momentul acesta eu vi-l dau pe Victor, care este un om cu rinichi noi, deci teoretic acum el, dacă aveți grijă de el, poate să trăiască și încă 50 de ani. Dar asta presupune din partea dumneavoastră să nu mai fiți soție, să fiți infirmieră și să aveți grijă de el, să nu se abată cu nimic de la acest program și mi-a spus exact ce are voie, ce n-are voie. Și trebuie să vă purtați cu el ca și cu un ou de aur, așa mi-a fost replica profesorului Lucan care l-a transplantat. Și din acel moment eu mi-am zis că viața familiei noastre și a relației noastre și armonia noastră depinde de sănătatea lui Victor. Deci eu trebuie să fac tot ce mi s-a spus ca să nu las boala și consecințele transplantului așa să ne afecteze în vreun fel. Și am început, am devenit acel gen de nevastă pe care îl urăsc bărbații. Adică, asta n-ai voie. Deci vin, nu bei, pentru că ți-a spus că n-ai voie alcool.
Nu mai mânca pâine, ai voie doar două felii pe zi. N-ai voie să mergi cu mașina pe drumurile zdruncinate ale țării mai mult de o oră, pentru că ți se zdruncină transplantul și nu-i bine. Deci eu practic în continuu asta făceam. Victor a fost toată viața un rebel. El a suportat foarte greu ca să îi se spună ce are de făcut sau mai mult ce nu are voie să facă. A fost un rebel și s-a văzut și în tangențele lui cu politicul, că a fost foarte vocal și cu gura mare. El a tolerat, în numele iubirii pe care o avea pentru mine, a tolerat o vreme aceste opreliști. După care, fără ca eu să știu, a început să le încalce. La modul urât, adică aici a început de fapt marea trădare, care n-a fost neapărat o, acum după ani îmi dau seama, n-a fost neapărat o înșelare a mea ca femeie. El dorindu-și foarte mult să-și continue activitatea de artist, și îl înțeleg, acum după moarte îl înțeleg că asta a fost lucrul cel mai important pentru el. El și-a dorit foarte mult să meargă pe scene, să cânte, chiar dacă era parlamentar. Eu am încercat să-l domolesc puțin, spunându-i pe de o parte că acum, ca și parlamentar, trebuie să lase mai moale cu muzica. Acum sunt alte așteptări de la el și faptul că se duce... Bun, dacă se duce la un festival sau la un eveniment muzical cu ștaif, este una. Dar dacă se duce la o paranghelie în comuna nu știu care, că face primarul nu știu ce cântare și îl cheamă, deja nu e bine pentru imaginea lui. Lasă-le, Victor, mai mare. Doi la mână. Nu-ți mai face bine ca și sănătate să te irosești în tot felul de spectacole cu 100 de inși. Mergi la televiziuni, mergi la festivaluri, mergi la evenimente, aniversări, lucruri importante, du-te, pentru că înțeleg ce este. Și Victor a zis ca mine, da, 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 așa voi face. După care a început să meargă foarte des în teritoriu. La politicieni, mersul în teritoriu este un must. Adică ai o circumscripție electorală unde ai fost votat și tu trebuie să te duci periodic acolo să te întâlnești cu alegătorii. A început foarte des, brusc, să meargă la întâlniri cu alegătorii. Eu, în sinea mea, eram mulțumită. Până la urmă, zic că asta e meseria de politician, e bine că își face. După aceea am aflat că el, de fapt, atunci când mergea în teritoriu sau atunci când mergea chipurile la Cluj în continuu să-și facă analize în urma transplantului, de cele mai multe ori mergea la niște mici spectacole pe care îi le organiza doamna cu care după aceea a și rămas. Și atunci, în momentul în care am aflat lucrurile astea și am aflat și de existența acestei femei, atunci mi-am dat seama că totul e pierdut. Dacă a fost capabil el, un an după transplant, să facă lucrurile acestea, eu stând acasă și frământându-mă pentru sănătatea lui, mi-am dat seama că, de fapt, el s-a săturat de opreliștile astea și de dădăceala mea. Ori eu nu puteam să rămân lângă el și să văd cum un om moare sub ochii mei. Adică eu, dacă am rămas lângă el, eu am vrut să știu că îl îngrijesc și că sănătatea lui, cumva, este generată și de grija mea. Nu puteam să zic, lasă-l să cânte dacă asta îi place. Nu, o să moară, o să moară, dar măcar moare fericit. E, gândirea asta, în schimb, a avut o cealaltă femeie și probabil că aici a fost declicul și aici mi-am dat seama că eu nu pot să fac asta. Am încercat să-mi salvez căsnicia. Am vorbit și cu respectiva. Lucrurile pe care ți le povestesc acum le-am aflat unele dintre ele mult după ce ne-am despărțit. Că îmi spuneau unii și alții, a, păi știi că Victor atunci n-a prea fost pe la circumscripția electorală, că ea se plângeau și făceau scandal, că deputatul Socaciu nu vine la ei, vine din an în Paști. Cum? Că din punctul meu de vedere era săptămânal acolo. Nu, nici de cum. Deci multe le-am aflat după. Atunci am luptat să-mi salvez căsnicia. M-am întâlnit și cu femeia respectivă, m-am întâlnit și cu soțul ei, care era și el disperat că era și el în aceeași situație cu mine. Asta e. De aici a urmat partea urâtă. Dar ți-a fost greu? Știai că te înșală când ai dat față în față cu acea femeie?
Atunci eram împărțită, deci pe de o parte nu acceptam ideea că nu-l vedeam pe Victor în stare de așa ceva. Deci noi am avut o relație absolut perfectă până în momentul transplantului, când a început să se erodeze din cauza problemelor de sănătate. Nu acceptam ideea. În același timp, orice femeie, când vede că apare o alta, primul lucru la care se gândește nu e că stai puțin, că ea de fapt îi organiza niște spectacole și mergea cu el în țară. Te gândești automat că există și altceva. Dar ce v-ați spus când v-ați văzut? Nu ne-am văzut, am vorbit la telefon. Am vorbit la telefon de față cu Victor. L-am rugat pe Victor să formeze numărul acelei femei, el jurându-mi că n-are absolut nimic de a face cu ea, că e o persoană cu care... Mă rog, n-a vorbit bine despre ea. Nu vreau, mi-e rușine să spun lucrurile pe care atunci Victor le-a spus despre ea. Nu e momentul. Și atunci, într-un fel, eu m-am liniștit, dar am insistat. Zic, vreau să vorbesc cu această femeie. Te rog să-mi formezi numărul de telefon. Și mi-a format Victor numărul de telefon și am vorbit cu ea la telefon și i-am spus, te rog din suflet, stai departe de soțul meu. Este un om bolnav de care trebuie să avem grijă. Eu îl iubesc și el mă iubește. Noi avem o familie, avem copii. Nu te băga în această familie. Stai departe. Te rog frumos să stai departe. Reacția ei mi-a dat de înțeles că nu am cu cine să discut. Stăteam și mă întrebam, Doamne, dacă mie mi-ar fi spus cineva, o femeie, lucrul ăsta, păi cred că aș fi fugit mâncând pământul să nu stric o familie în care există iubire, există copii. Ea a zis, nu, cine ești tu să-mi spui mie cum să trăiesc? Asta a fost replica. Și m-a lăsat mască, pentru că mi-am dat seama că n-am partener de dialog. Și atunci discuția s-a terminat. De la telefonul pe care l-ai avut cu ea până la momentul în care Victor a părăsit căminul vostru conjugal, cât a mai durat? Cam jumătate de an. Crezi Victor promițându-mi că o va termina cu ea, Victor mi-a promis atunci solemn că o va termina cu ea, că nu va mai merge niciun spectacol, eu l-am crezut. Până când, la un eveniment folk pe care l-a organizat, la un festival, un bun, mi-au spus cei de acolo că ea era lângă el și că era implicată. Și atunci mi-am dat seama că nu mai are rost. L-am cunoscut între timp, în acea perioadă, pe cel căruia... Presa i-a pus în cârcă divorțul meu de Victor, deci pe omul acela de afaceri, care culmea a traversat și el o situație similară în familia lui, tot așa un adulter al soției, copii mici care rămâneau pe drumuri, în fine, divorț, în fine. Și vorbind, ne-am cunoscut la un eveniment, vorbind despre lucrurile astea, ne-am dat seama că avem aceleași probleme. Și lucrul ăsta, într-un fel, ne-a unit. Eu știam deja că e terminată căsnicia mea. Dar el pur și simplu n-a mai venit acasă. Nu. El, chipurile, a aflat că eu mă întâlnesc cu acest om de afaceri și a răsucit totul împotriva mea. Că din cauza mea. Că mi-am găsit eu pe cineva. Cu toate că el deja avea de jumătate de an pe cineva. Și de aici a pornit și atunci am zis, oricum nu mai poate merge căsnicia noastră. Acum, pentru că a trecut timp, și cum vă aveți lucrurile în perspectivă? Crezi că a fugit de tine, iubindu-te? Cum vezi lucrurile acum, când s-au sedimentat? Deci, a fugit de el? Nu știu, eu cred că niciunul din noi n-am știut să gestionăm momentul acela. N-am știut să gestionăm momentul și mai mult decât atât, am fost amândoi atât de orgolioși încât n-am mai vrut să revenim niciunul asupra acelei decizii. Și am mers înainte ani de zile, regretând cu siguranță, n-am niciun dubiu. La început chiar eram nefericită, zic, cum se poate să renunți la un om pe care l-ai iubit? Mi se părea ciudat, pentru că Victor știa că eu m-am dedicat lui și că nu mai exista nimic altceva pentru mine. L-am susținut în tot, m-am dat eu un pas înainte, am tras cumva pe dreapta activitatea de televiziune și atât, nu mai făceam evenimente, nu ca să-l susțin. L-am susținut să intre în politică, l-am susținut să-și organizeze evenimente. Deci cumva
nu înțelegeam cum, așa ceva, adică eu nu merit așa ceva, deci nu venea să cred. Dar am primit după aceea, indirect, atâtea dovezi că el regretă, că îi pare rău. Chiar și faptul că s-a căsătorit cu persoana cu care, mă rog, era în relație de atâția ani, s-a căsătorit abia după, nu știu, 4 ani de la divorțul nostru. Deci mă gândesc că dacă ar fi fost ceva serios, ar fi dus a doua zi să se căsătorească. El a tot sperat ca eu să fac un pas. Și eu n-am știut asta. Eu n-am știut. Eu eram supărată și nu înțelegeam de ce a trebuit să se întâmple așa și mai ales de ce a trebuit să întoarcă asupra mea, pornind în presă tot felul de bazaconii despre faptul că, de fapt, eu am înșelat, că mi-am găsit pe cineva și că de asta s-a întâmplat. Asta n-am înțeles, pentru că el știa bine de ce s-a întâmplat și pentru mine asta a fost o palmă care m-a ținut departe de el și 10 ani pentru asta n-am mai vrut să schimb o vorbă cu el. Știam despre el, citeam, eram la curent cu ceea ce face, n-am vrut să vorbesc. Cea mai dureroasă zi pe care ai trecut-o în acea perioadă care a fost? În perioada de despărțire? Nu știu, a fost o perioadă crâncenă. O perioadă în care, pe de-o parte, pierdeam un om pe care l-am iubit, pe de altă parte, aveam dezamăgirea felului în care s-a produs. Apoi era atacul furibund al presei care era avidă de astfel de subiecte și fără să stea de vorbă, asta mă scotea din minți, eu fiind jurnalist și știind că, domnule, când scrii ceva despre cineva, e un gest elementar, stai de vorbă cu ăla, să afli și varianta lui. Nimeni nu stătea de vorbă. Eu citeam în ziare niște lucruri despre mine care mă oripilau pur și simplu. Ce te durea din ce se spunea? Cel mai tare m-a durut faptul că această despărțire era pusă în spinarea mea. Deci, eu eram găsită vinovată. Faptul că vedeai peste tot că ai înșelat. Exact, exact. Și că l-ai abandonat. Exact, exact. Deci asta m-a scos din minți. Iar tu cumva simțeai în sufletul tău că ești cea și înșelată? De mult. Eu simțeam deja de foarte mult timp. Însă eu știind că Victor era parlamentar, că nu i-ar fi făcut bine dacă eu aș fi ieșit cu jumătate de an în urmă să spun de relația pe care o avea. Eu am tăcut și am zis, lasă, că nu-i face bine. Hai să vedem, poate se reglează lucrurile. Deci eu am tăcut cu privire la relația lui. Și de asta mi s-a părut nedrept. Adică tu vezi că eu am tăcut și te-am protejat și tu faci lucruri, întorci o presă întreagă împotriva mea spunând că eu sunt vinovată. Adică eu înțeleg că vrei să ieși basma curată dintr-o asemenea poveste, că ești parlamentar, că nu vrei să-ți strici imaginea, dar cum poți să o sacrifici pe femeia pe care ai iubit-o, pe mama copilului tău, făcând-o în toate felurile în presă, adică presa făcând-o în toate felurile. Am trecut momente grele și eram cu un copil adolescent lângă mine care nu înțelegea exact ce se întâmplă și nici nu știam cum să-i explic. Eram cu părinții care sufereau enorm pentru că ei l-au iubit foarte mult pe Victor și el a intrat în familia noastră și s-a simțit copilul lor ca și mine. Și ei erau foarte dezamăgiți de ceea ce se întâmplase și îi vedeam și pe ei suferind și asta mă măcina de 10 ori mai mult. Și simțeam pe stradă oamenii că se împart în două, de unde oamenii țineau la mine în general. Sigur că probabil că existau și destui cărora le eram antipatică din vari motive, dar în general lumea ținea la mine. Și acum îi observam că se împart în două. Erau unii care mă opreau și îmi spuneau, ne pare foarte rău de ceea ce trece, știm cât de mult l-ați iubit pe Victor, știm ce frumoasă familie ați avut. Și erau alții care spuneau, cum poți ai lăsat așa frumusețe de bărbat, pentru cine? Deci a fost cumplit. Te-ai gândit la o altă perspectivă? Faptul că tu i te-ai dedicat lui, îngrijirii lui și tu ți-ai asumat că nu o să mai fii soție, ci asistenta lui. Păi da, este vina pe care mi-o asum, da. Și poate că el a simțit nevoia pentru ultima dată
să fie pur și simplu doar bărbatul unei femei, chit că a ales să fie bărbatul unei alte femei? Ți-a asumat cumva greșeala asta? Este posibil să fie și asta. Este posibil ca eu, în disperarea mea de a respecta reguli și de a fi sigură că îl am pe omul ăsta lângă mine și că nu, cu bună știință, nu îl trimit pe lumea cealaltă, am fost mult prea strictă și am făcut lucruri care poate au contravenit sufletului meu. A fost și acuza pe care am formulat-o la moartea lui, deci eu am formulat niște acuze care au circulat în media și au stârnit așa niște valuri de controverse, că moartea lui se datorează de fapt lipsei de grijă față de el, pentru că Victor în ultimii ani se degradase foarte mult, iar colegii lui de scenă, cu care eu am avut relații de prietenie și am în continuare, mi-au povestit foarte multe lucruri despre felul în care Victor era chinuit prin turnee care erau total interzise unui om cu o suferință ca a lui. Ți-a trecut prin minte că dacă ar fi rămas alături de tine, nu ar fi murit? Mi-a spus multă lume lucrul acesta. Sigur că îmi place să cred asta. Nu știu, nu pot să știi. Poate Preotor, viitorul ar fi ție fost... personal. Mie mi-a trecut prin minte. Sigur că da, mi-a trecut prin minte. Într-un fel el nu că și-a meritat soarta, că eu mă feresc de lucruri, mi se pare atât de dure concluziile astea. Când spui despre cineva că și-a meritat soarta, e ca și cum te-ai bucurat că uite că ai avut dreptate. Nu, dar într-un fel el a trudit la acest final și a fost ajutat. Deci, el și-a dorit să se poarte ca și cum e un om sănătos, ori nu era deloc, și-a dorit aceeași viață de artist pe care o avea înainte, ori n-avea cum să o aibă, pentru că el nu era ca înainte, și cel de lângă el, omul care ar fi trebuit să aibă grijă de el, l-a împins spre asta. El n-a conștientizat boala. Știu că a fost o parte foarte importantă. Copiii lui Victor au știut în ultima lui parte de faptul că îi este rău, de faptul că se apropie de acest final iminent, de deces? Nu pot să spun, pentru că eu... Cel puțin în cazul lui Victor. Una din fete n-a avut niciodată nicio legătură cu mine, pentru că eu nici n-am știut de ea, am aflat foarte, foarte târziu. Cealaltă fată a locuit până la un moment dat în Australia, deci n-aveam legătură cu ea decât absolut accidental și a revenit în România după ce noi deja eram despărțiți. Singura mea legătură cu Victor era prin fiul nostru, care îmi spunea că într-adevăr Victor nu e bine, mai îmi spuneau și medicii care îl îngrijau și care erau foarte atașați de mine, pentru că am bătut la drumuri pe la medici cu Victor foarte, foarte multe și mai îmi povesteau că știți că domnul Victor nu e bine deloc, că a avut cu tare problemă, și eu stăteam și mă întrebam, zic, Doamne, dar cu atâtea probleme și eu citesc în ziar că, nu știu, are spectacol, nu știu unde, la Deva, sau după aia văd pe Facebook o imagine dintr-un concert în care se vede că Victor e aproape mort pe scenă și stăteam și mă gândeam, zic, Doamne, cât de inuman să fii, să stai lângă un asemenea om, să pretinzi că îl iubești și să îl chinui în halul ăsta, îmi spuneau colegii lui folchiștii mari, nu vreau să dau nume, folchiștii mari ai acestei țări, îmi spuneau, zic, Doamne, pe căldurile alea de acum 2 ani așa, vara la mare, săracul Victoraș abia mai gâfâia pe scenă și noi îi spuneam, Victore, oprește-te, tu ești un om bolnav, nu te mai chinui, mergi și ia-ți o vacanță, nu te mai chinui. Cu fiul tău a vorbit la telefon? Cu fiul meu ținea legătura, numai că în ultima lună cât el a stat la spital, nu știu dacă celelalte fete știau, Victor n-a știut al meu. Victor aș n-a știut că tatălui e în spital. Victor a aflat, era pe pârtia de schi și a primit un telefon de la sora lui care i-a spus că tata nu mai e, brusc. Și i-a căzut cerul pe cap unui copil care nu știe că tata e pe moarte, să îi se spună că tata a murit deodată.
Asta mi s-a părut un gest inuman din partea femeii aceleia, deci ea însăși mamă. Deci nu se poate să nu avertizezi copiii, vedeți că tatăl vostru este pe ultima sută de metri. Poate că ar fi bine să veniți să vă luați rămas bun de la el sau măcar să-l mai vedeți odată. Ultima săptămână, înțeleg, oricum Victor a fost în comă și n-a avut nimeni voie să stea lângă el. A fost intubat, a fost în comă. Am citit în ziar că se bătea cu pumnul în piept femeia, că l-a ținut de mână până în ultima clipă și că, mă rog, acum putem să spunem orice despre... Ți-ai fi dorit să mergi să-ți iei la revedere, Alina? Eu, din păcate, am fost când deja Victor era pe catafalc. Deci mi-am luat rămas bun acolo. N-am avut puterea să merg singură și am mers cu regizoarea mea, cu Lumița Dumitrescu, care a fost martora iubirii noastre, care știe povestea noastră din momentul în care ea abia se înfiripa și a fost alături de familia noastră și a fost prietenă de familie. Am luat-o pe ea și am fost împreună și atunci l-am văzut ultima oară pe Victor și după aceea am fost la mormântul lui împreună cu băiatul nostru. Greu? Foarte greu și inexplicabil de ce a trebuit să fie mormântat departe de lume, într-un loc care nu are nicio legătură cu biografia lui până la urmă, când el merita un loc alături de artiștii acestei țări, unde să poată să vină și copiii lui și admiratorii lui să-i pună o floare pe mormânt. Ai făcut pace cu el acum, Marina? Am făcut pace cu el. Am făcut. Îi ascult cântecele. Am scris cartea. Asta a fost cea mai dificilă operă publicistică din viața mea. Scrierea acestui volum, Ceasul Iubirii, despre cei 16 ani ai mei cu Victor. 90% din carte este despre iubirea noastră și 10% despre finalul ei trist. Ți-a fost greu să scrii această carte? Foarte greu. Cel mai greu. Am 17 cărți, pe asta am scris-o cu cerneală, cu sânge. Și cu acum ai o relație? Încă te mai doare ce s-a scris despre relația pe care o ai în prezent, care s-a înfiripat atunci? Cumva a trecut proba timpului, dar te mai doare ce s-a scris atunci? Categoric mă doare pentru că această relație nu a fost nici de cum motivul despărțirii mele, ci a fost o consecință a tragediei, a dramei prin care treceam atunci. Și faptul că atunci am avut lângă mine un om care, trecând el însuși prin așa ceva, a putut să mă înțeleagă, să mă susțină, să mă facă să trec mai ușor peste acel coșmar al vieții mele. A fost cea mai mare încercare de până acum a vieții mele. M-a ajutat foarte mult și mi-a rămas omul acesta foarte aproape de suflet și chiar dacă, iată, noi locuim în două orașe diferite și proba distanței e o probă dificilă pentru o relație, chiar și în pofida acestui fapt, noi reușim să ne susținem atunci când avem probleme, să ne sfătuim, să fim prezenți unul în viața celuilalt în momentele importante și pentru asta îi sunt recunoscătoare acestui om. Îmi spune că înainte să încep relațiile, ți-ai fi dorit o relație pentru totdeauna. Ești în ea? Mai speri? Deci, da, asta a fost marea înfrângere a vieții mele. În general, eu am obținut cam tot ce mi-am propus. Și în carieră, și în hobby-urile mele, și în acțiunile pe care le-am făcut. Mi-am dorit ceva, am trudit ca să obțin. Niciodată n-a fost ușor, dar am obținut. Iată, aici nu mi-a reușit. Mi-am dorit o căsnicie lungă. Mi-am dorit copii cu același bărbat și mi-am dorit să-mi cresc nepoții împreună cu soțul meu. Mi-am dat seama că acest lucru nu este posibil, că îmi voi crește nepoții, dar nu cu cel în care este, ca să zic așa, titularul lor ca și bunic, nu știu, singură sau cu un om de nădejde lângă mine, dar din păcate longevitatea
relație nu mai am cum să o obțin. Deci niciodată nu voi avea performanța de a spune am nuntă de aur. Niciodată. Marina Noșan, îți mulțumim mult. Eu îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Orice poveste de viață e în sinea ei o poveste care trebuie ascultată. Întotdeauna când vă uitați la televizor, priviți atenți în ochii persoanei respective. Nu orice față râde înseamnă că este și fericită. Ascultați-le întotdeauna povestea oamenilor pe care îi aveți în față. S-ar putea să descoperiți persoane deosebite. Vă mulțumesc că a stat în oglindă și astăzi.